Salut, refaim și bine ați la un nou episod de FA21 Pack. Opening, un episod care nu era neapărat planificat. Astăzi este joi când filmez. Voi o să vedeți episodul ăsta probabil miercuri sau marți sau ceva în genul, când deja o să fie și Team of the Season Franța. Dar pentru că l-am primit la Red Pick 5 metre, l-am primit pe ăsta la Red Pick, m-am decis să fac încă un Team of the Season garantat din Italia, din care sincer aș spera să împice Nenea Insigne, care ar intra perfect în echipă. Am zis, hai să risc să dau 160.000 pe pachet, pot îmi pică fix ăla, dacă nu aia e, trebuie să-l cumpăr pe Nenea Insigne ca să-l joc la Weekend League. Asta ar fi ideea. Dacă vă place seria, uitați să vă și butonul like, foarte important să abonați și legendar din portal dacă n-ați făcut deja, să-mi dați un follow pe Instagram și cel mai important lucru pe planetă, să folosiți codul KTXPKG pe PC Garage. Și bineînțeles, jocuri ieftine le găsiți pe G2A, let's go time! Să sperăm că vine Nenea Insigne, sau dacă nu, măcar ceva utilizabil, cum ar fi Cristiano Ronaldo, de exemplu. 3 pachete aici și le-a plus. O să veți mi-a încă un pachet pe care nu trebuia să-l fac, dar l-am făcut pentru că... Creier de-a lună, ce să faci? Hai, toti. Ok, nu este Insigne aici. Dar oare unde este Nenea Insigne? Ben Sebaini. Opa. Baini, scoți un I, banii. Să vină banii azi? Să fie asta manevra manevrozaură manevroziki? Am unul din Franța, unul băgăm și pe la acolo. Noroc, mai am spații pe Marketao. Rare Mixed Player Pack. Nu mai știu sigur, dar dintr-un mix ceva player pack de ăsta am primit la un moment dat un card șmecher. Nu mai știu ce, dar la Team of the Season-ul trecut parcă. Sau trecut. Boards? Hai tot în 85. Ok. Hai tu. Portul sau ceva în genul? Da, portul. Păi bun, 83. Măcar este board, tată. E cel mai bun, dar nu e nici cel mai rău. Pe lângă el încă ceva? El vrește pune la verificat. Hai că pune și pe ăștia, că am zis că unul din Franța pe acolo. Dacă tot am spații, măcar să-i băgăm și pe ăștia la creațiune. Rare Mega Pack. Nu știu de cât e pachetul ăsta. Pachetul Mega Pack e de 35.000 sau 30.000, ceva în genul ăsta. Probabil că e undeva la vreo, habar n-am, 40.000, 34.425 de lei. Let's go time. Hai cu walkout-ul tot. Sau poate că nu. Mamă, iar din ăsta. Nu vreau să mai văd Libertadores în veci. De ce văd cardul ăsta atât de des? Ți-ar animația să-ți fie. Mamă, doi din Italiones. Ia să fie un Team of the Season, băieți. Dacă erau băieți. Dar nu e... Mamă. Mă fac să dau pixel atâtea carduri de 83. Bată-te piștii cu saba lui de aur. Dar înainte asta o să dăm submit la pachetii, că parcă pe ăsta l-am băgat la un SBC. Arsenal kit. No, bun. Așa. Rămân ăștia trei aici. Și cred că și pe Zeco l-am băgat. Și dacă nu l-am băgat, îl băgăm acum. Squad building vrăjală challenge. Deci 84. Data trecută am luat. Ce să vezi. Doar jucători de 84. Nu, stai, am luat și Werner. Am luat 3 de 84 și... 1 de 85. Bun, nu l-am băgat aici. Și nici nu cred că am cum. 70 chemistry. Oare am cum să-l bag? N-am cum să-l bag. Hai că-i dăm submit așa. Dincolo sigur l-am băgat pe Cancelo. Dar Spanghili. Bun, ești cu metrașe. Guaranteed Team of the Season. Aici trebuia să fie Cancelo, Nenea. De ce mi l-a scos pe Cancelo? Din schemă, n-am înțeles, în fine. Și aș putea oare să-l bag cumva și pe Dzeko în schema asta? Hai să vedem rapid. Ia Edwin Dzeko. Dzeko. Da, aș putea să-l bag în locul ăsta. Perfect. Așa salvăm jucători și facem milioanele de catralioane de coin și băieți. Seria Team of the Season vrăjală an vars. Bun. Aici trebuie să dăm la vrăjală pe un bronze pack ca să ne dea player pick-ul.
din care sper să pice ceva șmecher. Din timp cu metri, ăsta nu știu dacă l-am schimbat, uite acasă nenia. De ce rămâne așa, bă, nu înțeleg. În fine. Player pick-ul. Te rog, dăm ceva șmecher. Numai pârleozaur mi-ai dat până. O să îl dai pe Insigne, să fim fericiți. Ok, bă, sincer, sunt total mulțumit. Îi Muriel, n-o să-l joc, îl bag la un SBC. Dar în sfârșit, dintr-un pachet din ăsta, îmi dă și mie un Team of the Season. La alții am văzut 4 Team of the Season din 4 carduri. Vă dați seama cum eram eu, gen, am luat 85, 84, 84, 84. Așa a fost pachetul trecut. Așa mai vii de acasă, ne, mai faci și tu pachetul. Cred că o să ne am Muriel. 100 de mii, not bad. Oricum îl bag la SBC că nu... 97 cu 92 agility și bam, what? Ai medium 4 cu 4? Bă, toti! 92 strength? Dribbling bun, composure-ul ce mai nașpic. Bă, dar asta nici nu arată rău. Poate el încerc la Weekend League și pe ăsta. Deși voi probabil știți deja ce am încercat la Weekend League și ce nu. Să practiveți episodul acesta după ce am jucat Weekend League-ul. Bun. Seria Team of the Season Player. Aici aș vrea să văd Italia. Left winger sau lămă, nu mai știu exact ce-i mătru Insigne. Ăla ar intra absolut perfect, perfect în echipă. Ce nu vreau să văd, în schimb, Teo Hernandez, pentru că evident l-am deja red pick. Nu știu Crânier. Ba nu, stai, pe De Vrij l-am băgat, deci nu mai contează. Și nu mai știu ce carduri sunt foarte pe acolo. Dar aș vrea să văd și eu, de data asta, un card, e 300 de mii Insigne, adică nu-i super scump. Am dat pachetul ăsta aproape 200 de mii. Te rog, dă-mi-l pe nenea Insigne. Să poate? Lăsați și voi în comentariu cu ce ați primit la Team of the Season garantat. Eu l-am primit pe De Vrij și acum să vedem ce vine. Hai Italia, hai Italia. Hai Italia toate și Insigne. Center back. Habar n-am cine. Romero. Face link cu Muriel parcă, da. De Vrij și Romero și adică numai fundași. Am înțeles, am primit toți right back din joc, dar nu vreau să primim și toți center back. Zic și eu, nenea, dacă vrei, dacă nu vine și așa. Low, bă, low high, n-arată rău deloc. Dacă are accelerație, măcar un 86 e forță, 84. Nu putea să pună invers, 86 cu 84. Dar vezi că s-ar putea să fie top card ăsta, low high. 85 agility cu 86 balance, super agresiv. Defensive awareness-ul putea să fie și la acolo un pic mai măricel, dar arată bine cardul și bun la cap. Pasele ok. Dribbling mort în Adidas, dai fundaș. Muriel și Rahatul ăsta, bă, carduri care se pare cum tentat să le încerc. Ia să rapid. Dacă ar fi să-l bag în locul cui. Mala e faza care pace-ul ăla accelerației. Destul de naș. Nu l-aș scoate pe Cancelo sau pe cumătul ăsta. Și ăsta clar îmi joacă în bandă. O idee ar mai fi să-l bag în locul ăsta. Dar cum îi trec eu pe ăștia pe aici? Trăiți iar în el. În fine, o să mă uit să văd dacă pot să fac vreo creație. Ăsta eu joc în bandă. Și place cardul. Și ar fi o chestie să-l bag aici pe mătrul. A, dar după aia mi-ncad e ăsta. Da, nu are niciun rost. În fine, cam asta a fost pack opening-ul. Din păcate nu a venit nenea Insigne. Probabil la Weekend League o să-l vezi oricum pe nenea Insigne dacă îl cumpăr, nu știu sigur. Dar voi deja știți asta pentru că episodul este filmat joi. Cam asta a fost episodul. Mersi fain divizionare. Sper că ați avut mai mult bulan la pachetele astea cu Team of the Season Italia. Adică Romero și De Vrij. Slăbuț. Era pe acolo un Lukaku, un Cristiano Ronaldo, un Chiesa, vrăjal în varză, un alta. Mie mi-au dat probabil pe doi dintre, poate nu chiar cei mai slabi, nici nu știu ce Team of the Season e la Italia, în afară de ăștia șmecheri. Mai să fie în divizionare, să aveți super fain în continuare, nu uitați să folosiți codul CTX pe click pe PC Garage și bineînțeles, jocuri ieftine le găsiți pe G2A. Salutare, salutare!